Suntem cu domnul Nicu la ferma Muntean, prietenii noștri care sunt parte din proiectul Adoptă un Țăran încă din 2016 și pentru că în ultima perioadă foarte mulți ne-ați sunat să ne întrebați de unde puteți lua lapte de capră, ne-am gândit să facem o vizită la fermă și să aflăm împreună de ce nu găsim lapte de capră în perioada asta și dacă găsim în piețe ce înseamnă totuși. Acum n-are cum să mai fie lapte de capră, pentru că ele sunt gestante, ele are o perioadă de 7 luni, 8 luni maxim, care de lapte. Ele, să zic o luni de toamnă, sau cum, nu știu cum să încep, să înțeleagă fiecare. Ele au o perioadă de gestație acum, el în octombrie s-au montat. Și are 5 luni care duce gestația, 5 luni. Ele numai din martie, fată, începutul martie, începe să fete, are iezii. Și după aia, dacă eu separ iezii, îi dau deoparte, atunci pot să înlapte. Dacă nu, încă vreo 6 săptămâni ca să poată să sugă iezii. Dacă nu, dăm alapte după ar fi doar 20 aprilie, după Paște. Atunci pot să găsească orice produse, lapte, brânzeturi, paștele mea. Da. Deci ca să ne dăm seama cumva că este autentic laptele și brânza, trebuie să căutăm proaspete doar din aprilie încolo. Da. Și dacă totuși găsim în piață acum lapte de capră, ce înseamnă asta? Mai sunt oameni care pot reține pe scabulație și atunci pot să aibă două serii. O serie elefată pe septembrie și o serie elefată pe timp de vară. Și ele în timpul ăsta, în septembrie, fată și în timpul ăsta poate să ai de lapte, până în primăvară. Și în primăvară bagă țapă iar între ele, să montează și da. Numai pe stabulație. Odată ce sunt libere la pășune, nu am cum să le fac. N-aș avea cum aici, acum în zona asta la mine. Da. Există totuși varianta, pentru că am auzit de mai multe ori să fie laptele contrafăcut în piață de capră, să fie diluat, să fie amestecat cu lapte de vacă. Cum își pot da oamenii seama dacă laptele e... Dar panalele poate să-și dea seama dacă este lapte de capră și cine cunoaște laptele de capră poate să-l cunoască fără să meargă la analiză. Dar un om ca pe piață, ca acum să zică că are lapte numai de capră, da. Sunt foarte puțin. Foarte puțin. Practic trebuie să ai foarte multe capre, da, trebuie să fii dita mai ferma ca să poți să ai lapte de capră, să produci lapte, da. Da. Sau poți să fie brânzeturi, să ai de caș, dacă a avut o turmă de 300-400 de capre și a pus pe toată vara, s-a pus mai departe și a început acum îl scoate și merge la vânzare, dar lapte niciun caz. Și brânza la fel, nu? Da, sau brânza, da. Da. Brânza de capră se poate matura? Este iar o întrebare pe care am primit-o de la mai mulți. Se poate matura. Brânza de capră, telenea, se poate pune la saramură, matură. Și se poate bine. Și stă foarte bine, ca orice telenea, și de oaie sau de vacă. Da. Cașul la fel. Cașul e mai bun dacă se ține. Și telenea la fel. Da. Ne mai spuneți un pic, că ne povesteați mai devreme, înainte să începem să filmăm, despre rasele de capre. Există vreo diferență între cele care dau lapte și celelalte? Sau câte feluri de capre sunt practic într-o stână? Depinde de fiecare cum vrea să meargă. Eu merg numai pe Carpatine. Poate să aibă și salen, poate să aibă alpin francez, poate să aibă boier sau curcituri, dar eu nu merg doar numai pe Carpatine. E foarte rezistentă zona noastră, e o zonă rece, o zonă de munte și eu nu pot să merg. Am încercat și eu să merg cu țap sau și capre, am avut și nu mi-a mers. 3 luni maxim și mi-au căzut. Am înțeles. Da, și sunt anumite capre care dau doar lapte, le țineți doar pentru lapte, celelalte pentru... sau nu? Nu. Uh-huh. Eu toate ce țin sunt doar pentru lapte. Și când e și pentru sacrificat, când, știu eu, are prea bătrână sau știu, o stau la cu sacrificat. Da, am înțeles. Vă mulțumim frumos. Plăcere. Și mai venim, să știți. Plăcere. Când încep să nască? Doar după 15 martie. 15 martie. Da, 15 martie. O să vă vizităm atunci. Bine. Eu o să vă anunț când o să amiezi, vă anunț și... Da. Mulțumim mult de tot. Da. Plăcere. Oricând.